Gata? Ok. Bună ziua! Mulțumim mult pentru că ați dat curs invitației noastre. În cadrul conferinței de presă de astăzi, trei subiecte dorim să vă aducem în atenție. Primul, referitor la programul de guvernare al Partidului Național Liberal. Nu este nicio noutate faptul că toate partidele, atunci când începe campania electorală, evident și în precampania electorală, își prezintă programul de guvernare. Astăzi eu vă voi spune doar câteva lucruri generale, respectiv faptul că acest program de guvernare este construit în jurul cetățeanului pentru a corespunde așteptărilor acestuia, rămânând ca în săptămânile ce urmează candidații noștri să vă prezinte în mod detaliat tot acest program de guvernare, evident, pe domenii de specialitate. Nu este... Este lesne de înțeles faptul că, de exemplu, doamna doctor Lavinia Ionescu se va ocupa de partea de sănătate, domnul Cezar Preda de partea economică, domnul deputat Vladu partea de muncă și protecție socială. Referitor la prezentarea acestui program, se va desfășura atât în cadrul conferințelor de presă, dar și într-un mediu nespecific politicianului, motiv pentru care veți fi informați din timp și invitați la acel eveniment care știți bine se numește Cafeneaua Liberală, ocazie cu care veți putea adresa întrebări directe și veți putea fi mult mai aproape de candidați și, evident, pentru a-i cunoaște și mai bine. Și, prin intermediul dumneavoastră, sperăm ca mesajul acestora să ajungă și către public. Bun. Un al doilea subiect care a suscitat interesul presei locale în ultimele zile este legat de prezența domnului secretar general Popa Aurelian la Bruxelles. A plecat în cadrul unei delegații a Consiliului Județean, în calitatea dumnealui de consilier județean. Am luat legătura cu dumnealui aseară și mi-a explicat foarte clar că s-a deplasat împreună cu alți doi consilieri județeni cu o cursă Blue Air, dacă nu mă înșel, separat de acei primari, acea delegație de primari din județul Dâmbovița, care au fost cu o cursă tarom. Și invitat fiind să facă o fotografie împreună, a considerat că este absolut politicos și firesc să facă acea fotografie. Orice altă speculație este redundantă, considerăm că nu merită, practic, discutat prea mult pe acest subiect. Iar ultimul subiect se referă la, revin un pic asupra cafenelei liberale. Așa cum v-am spus, o parte dintre dumneavoastră ați participat deja la prima parte a acestui eveniment organizat săptămâna trecută. Din punctul nostru de vedere a fost un eveniment reușit, însă nu dorim să ne plafonăm și, așa cum v-am spus, dorim să gândim fiecare din fiecare episod din cadrul acestui eveniment, astfel încât atât presa, cât și cetățenii să poată fi cât mai aproape de candidații noștri. Și vă vom informa din timp în legătură cu acest calendar, pentru că deja se pune la punct un calendar pe întreaga, pe întreaga perioadă a precampaniei, cât și pe perioada campaniei electorale. Cam acestea au fost subiectele prezentate astăzi. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Listele de candidați la vicepreședinte, da, rămân bătute cu ei sau vor mai suferi modificări? Din punctul nostru de vedere, nu. Listele de candidați nu suportă modificări la ora actuală. Din punctul de vedere al organizației PNL Dâmbovița. Deci chiar dacă aveți... Nu, n-am spus asta. Nu, n-am spus asta, dar din punctul organizației nu... Da, nu putem spune că dorim neapărat, dar... Am înțeles că există o tentă, nu știu, există un de la centru
pe marginea faptului că cei care au deja două mandate să mai candideze și că vreți să reîmprospătați garnitura. Vă mărturisesc că am citit chiar aseară, chiar pe site-ul dumneavoastră, am citit această știre. Dacă este într-adevăr o știre, pentru că în cadrul partidului chiar nu s-a discutat. Dacă cu luni în urmă este adevărat că această, eu știu, acest nou criteriu de selecție al candidaților a circulat în presă, cel puțin în ultimele luni nu. Nu s-a mai pus o asemenea problemă. Eu nu. Da. Nu s-a luat o asemenea hotărâre. Și atunci ce rost mai avea? Decât să-l mandatați pe domnul Scop să semneze listele ca o garanție din partea vehiculului PNL și să validați pe doamna Gurghiu? Da, acela a fost scopul. Acela a fost scopul, pentru că s-a modificat practic protocolul încheiat inițial între vechiul PDL și vechiul PNL, urmând ca abia în primăvara anului viitor să aibă loc congresul în urma căruia să rămână un unic președinte. Și atunci a fost nevoie de această, mă rog, măsură pentru a putea funcționa în mod legal doamna președintă Gorghiu. Și așa cum bine știți, domnul Buda a fost împuternicit din partea vechiului PDL pentru semnarea listelor, împreună cu doamna președintă. Acesta a fost scopul. Dar nu s-a discutat atunci de... Nu ca la instanță, mai concret așa, la Dâmbovița, să dorește menținerea ordinii pe liste, stabilită? Da, nu pot spune că am auzit alte voci care să susțină acela. La congresul din martie anul viitor al partidului, la ce Ancioloș va prelua conducerea? Este o întrebare la care nu pot să vă răspund. Nu am de unde ști, în primul rând, dacă domnul prim-ministru va dori să se alăture partidului. În ceea ce ne privește, sperăm să accepte susținerea Partidului Național Liberal, dacă nu va accepta să intre în Partidul Național Liberal. Susținerea pentru un nou mandat de premier. În momentul de față, nu. În momentul de față, nu. Și doamna președintă Gorghiu a declarat clar acest lucru. Dumnezeu este creștin și liberal, domnul? Da. Bun, mă abțin să comentez gen acesta de declarație. Președinte, domnul nu are avut declarație. Da, bine. Vreau să comentați atitudinea consilierului local de la Târguviște cu alungarea investitorilor. Da, bun, nu mi se pare că alungă, practic, investitorii. Dacă nu alungă, dacă ai chemat la raportul ăsta, să vină în fața noastră. Este un episod destul de vechi, care s-a mai discutat în conferințe. Așa au considerat dumneavoastră și au manifestat interesul față de investitorul respectiv. Dar de aici și până la spune că e alungat, cred că e care... Nu, dar n-a fost aprobat proiectul de hotărâre. Investitorul în cauză... Nu a fost aprobat, domnul... Investitorul în cauză s-a plâns că ar fi fost alungat. Eu n-am auzit. Am primit semnale că s-a... Păi dacă n-a fost aprobat proiectul de hotărâre din concesionarea terenului, nu asta ce înțelegeți? Da, nu a fost aprobat doar din cauză că Partidul Național Liberal l-a... Nu mai e această cauză. Mai din această cauză. Sunt mai multe condiții, domnule Dumitrache. Deci, dacă investitorul în cauză chiar ar fi vrut să facă investiția respectivă și ar fi insistat, ar fi putut să răspundă, poate, într-un anumit fel invitației Partidului Național Liberal sau să o respingă într-un comunicat de presă. Dar n-am auzit din partea dumneavoastră niciun fel de opinie în legătură cu poziția consilierilor Partidului Național Liberal. Dar, până la urmă, Partidul Național Liberal consideră o prioritate construcția unui nou stadion la Târguviște, că am înțeles că este punct de vedere oficial al PNL. Acum, dacă discutăm despre sensul cuvântului prioritate. Prioritate fie este una singură, fie pot fi mai multe, eu știu, lăsați domenii prioritate. Nu mai neapărat. Păi, prioritate. N-a spus niciodată Partidul Național Liberal că nu vrea. Știu, vă referiți la acea declarație a domnului Brezeanu, care și-a spus un punct de vedere, dar nu
Cred că a vrut să respingă. A spus să vorbește în numele partidului. Da, da. Și de vedere oficial al PNL. Da, bun. Mai greșesc oamenii. Nu s-a poate fost așa. Da. Bun, domnul Brezeanu, dacă îmi permiteți, acum ca să fim obiectivi, domnul Brezeanu a văzut că a revenit pe o rețea de socializare cu câteva precizări. Probabil și-a dat seama că exprimarea aleasă de dumnealui n-a fost cea mai potrivită, dar sensul cuvintelor dumnealui nu a fost că Partidul Național Liberal ar fi dezinteresat sau că pentru noi n-ar fi o prioritate. Priorități sunt mai multe, cum bine știm. Județul are nevoie de investiții, una dintre acestea este stadionul, dar dumnealui, așa cum a explicat pe Facebook, a vrut să releve faptul că în momentul de față construirea stadionului, din punctul lui dumnealui de vedere, n-ar fi neapărat prima urgență a acestui municipiu. N-aș putea să vă spun numărul exact, pentru că aș putea să întreb la secretaria, dar n-aș putea să vă spun în momentul de față numărul exact. Oricum este undeva peste 20.000. Asta vă pot spune cert, dacă nu cumva a sărit de 25, dar n-aș vrea să greșesc. Peste 20, sigur. Cu ceva timp în urmă, ne-a anunțat, nu știu că chiar dumneavoastră personal, că o să veniți mai des în conferințe de presă, da, cu ceea ce se întâmplă în Consiliul Județean și o să aduceți la cunoștință opiniei publice. Da, știu, așa este. Așa este și vrem să respectăm această promisiune. Însă, dacă cumva apreciați că în ultimul timp nu au răspuns aceste cerințe sau nu și-au respectat promisiunea, eu o să le transmit colegilor mei. Știți foarte bine, domnul Plăiașu este purtătorul de cuvânt al consilierilor județeni și mă fac eu mesagerul dumneavoastră și o să-i transmit această rugăciune. Dar interesa opinia PNL-ului legat de... Absolut justificat, sigur. ...investițiile de la nivel județean, de proiecte europene, de modul în care se cheltuiește banul public, bugetul județean. Eu o să le aduc la cunoștința rugăciunii tale dumneavoastră, care mi se pare absolut justificată. Nu, dar consilierii ăștia județeni la ședințele de Consiliu Județean nu vin, dar la Bruxelles nu vin. Bun. Faptul că dumnealor decid să adopte o anumită strategie în funcție de ordinea de zi a unei ședințe de Consiliu Județean, nu mi se pare neapărat un gest de blamat. Apreciază... Spuneți-o. Dacă a fost mai multă transparență, poate ar fi evitat această confuzie. Că mă rog, dacă ar fi anunțat într-o delegație și cu un scop anume. A, vă referiți la domnul Popa acum. Da, bun. Poate a fost, poate ar fi trebuit să anunțe, deși nu mi se pare corect. Îmi permiteți-mi o întrebare. Consilierii PSD au anunțat că pleacă? Nu cred. Că au făcut acest. Mulțumim. Eu chiar apreciez că aveți pretenții mai mari de la noi decât de la PSD. Când ea o să joace în 16-5, s-ar putea să joace la Plăști, o să invitați și consilierii județeni să se rugă la stadionul de la Plăști să vadă cât au cheltuit pentru stadionul ăla și în ce bine, nu știu dacă această deplasare îi va edifica în privința cheltuielilor ocazionate de construirea stadionului. Se elimineze, că asta... Din datele pe care le-au făcut obținerea datelor. Da, n-am niciun motiv să cred că nu ar fi așa. Dacă ar fi fost așa, mă, sigur ar fi apărut răspunsul din partea PSD-ului. Dar deocamdată ne apără niciun răspuns, înseamnă că informația este corectă. Deci vor însoți? Repet, nu știu dacă deplasarea consilierilor județeni la un meci de fotbal al Chindiei Târgoviște poate face lumină această privință. Poate ca suportere, asta e cu totul altceva. Coordonatorul campaniei la nivel de județ, cine este? Domnul Iulian Vladă. Și domnul Pahon, de ce a demisionat din conducerea partidului? După ce s-a văzut consilierul local principal, Marina Bilu, și a demisionat? Sincer să vă spun, nu și-a motivat decizia. Deci, mai mult decât... Ce era taxa prea mare să plătați la ședință? Iertați-mă, n-am înțeles. Era o taxă prea mare să fie prezent la ședințele? Nu, cred că se pune problema. De ce a demisionat?
N-aș ști să vă spun. A fost decizia dumnealui. Nemotivată. Cum bine știți, o demisie nu este obligatorie să fie motivată. Și nici nu s-a dezbătut. N-a venit în cadrul unei ședințe de Consiliu Județean să spună de ce. A demisionat și a luat. Și cu cine l-ați vorbit? În momentul de față este doamna Livia Harabagiu, președinta organizației. În opinia dumneavoastră, situația lui Vasile... Doamna avocat Livia Harabagiu. Iertați-mă, spuneți. Situația lui Vasile Bravo, în opinia noastră, cum va afecta rezultatul alegerilor în Dâmbovița? Credeți că membrii, simpatizanții vor ține cont de ceea ce s-a întâmplat cu Vasile Bravo? Eu zic că chiar ar trebui să țină cont de gestul domnului absolut onorabil al domnului Blaga, pentru că dacă ceva ne deosebește în momentul de față de PSD, este atitudinea liderilor în momentul în care au o cea mai mică, să spunem, problemă cu legea. Nu este, cum bine știți, nu este vorba de o condamnare, nu este vorba nici măcar în primă instanță. În timp ce la PSD, președintele acestui partid este condamnat în mod definitiv și n-a făcut nici cel mai mic gest. E, iată că domnul Orban, nu este un caz izolat, doar domnul Vlad. Domnul Orban a făcut-o imediat ce i s-a adus la cunoștință faptul că s-a început urmărirea penală împotriva lui. Domnul Blaga, de asemenea. Deci, repet, acesta este un lucru care ne diferențiază net față de PSD. Deci, gestul de a-și da demisia, la opinia noastră, va aduce un plus. Așa ar trebui. Așa ar trebui, da. Societatea în ansamblu, nu doar electoratul de dreapta, toată societatea a așteptat genul acesta de atitudine. Nu, mă refeream la faptul că este anchetat. Deci faptul că dă demisia în comina noastră aduce un plus. Dar faptul că este anchetat aduce un plus sau un minus. Faptul că este anchetat... Acum, nu-mi place să repet ceea ce se repetă, din păcate, prea mult în lumea politică. Prezumția de nevinovăție. Beneficiază orice cetățean de această prezumție de nevinovăție. Până când nu vom avea un verdict final, deci o hotărâre definitivă, nu putem face speculații mai mult decât că în momentul de față se află într-o anchetă penală, să-i spunem așa, ca un termen general. Deci nu știți dacă vă creează dificultăți sau... Eu sper să, totuși, minusul să fie mult mai mic decât plusul pe care îl aduce un asemenea gest. Aceasta e speranța. În opinia noastră, distinsele doamne Denise Rifai și Simona Gheorghe ar trebui să candideze pe listele Partidului Național. M-am gândit, să știți că am reflectat suficient asupra acestui subiect. Dacă este vorba de un caz singular, sau mă rog, de una, două persoane aduse din afară, mi se pare neapărat... Spuneți-o. Deci ce? Concret? Imediat. Detaliez un pic subiectul. În privința doamnei Rifai, mi s-a părea o achiziție destul de bună pentru Partidul Național Liberal. Nu s-a spus că sunt oameni destui în PNL. Păi asta spun. Și o subliniez și eu, da. Sunt oameni destui în PNL. Dar nu toți acești oameni decid în privința... Și care ar fi plusul acestui acest oameni? Adică apreciați inteligența? Da. Da. Deci dați, permiteți-mi să duc până la capăt. În privința doamnei Rifai, în privința doamnei Rifai, vă mărturisesc, deci acum spun o părere personală, nici de cum a partidului, că nu s-a dezbătut așa ceva în partid. Vă mărturisesc că nu mi se pare așa ceva, eu știu, o persoană de exclus din stat. Nu, are câteva calități și de imagine. Am înțeles că este și bine pregătită în domeniul economic. A și condus o emisiune cu acest specific, că vorbește mai multe din străine. Nu mi se pare o achiziție rea. Dar în privința doamnei Simona Gheorghe, în privința doamnei Simona Gheorghe, permiteți-mi să mă abțin. De ce? Pentru că nu cred că merită comentat. Și nici nu știu dacă s-a confirmat acest zvon. Dacă în privința doamnei Rifai au răzbătut în presă informații că s-ar fi perfectat ceva un acord, dar în privința doamnei Gheorghe n-am văzut o similitudine între cele două. Acum comentați ceea ce a spus doamna Rifai. A spus că la atacurile din 19 septembrie nu se știe sigur că dacă au fost musulmani, e posibil să fi fost și evrei.
nu a noastră. O să fie candidata Partidului Național Liberal. Presupun că la București, că nici acest aspect nu se cunoaște deocamdată. Și nici nu, până nu se definitivează listele, permiteți-mi, vă rog, să fiu rezervat, pentru că e posibil ca, în final, să nu apară doamna Rifai pe listele Partidului Național Liberal. După cum ați văzut și la PSD, s-au făcut tot felul de propuneri, domnul Căutiș. Poate la dumneavoastră pe Căutiș acum. Niciun caz. Niciun caz. La nivelul județului căutați astfel de jurnaliști pe care să-i propuneți candidați? Eu unul nu, dar acum ați deschis un subiect, o să mă gândesc și... Vă îngrijorează resortul liberalilor drept către ANR, către Maria Mâncanu, la nivelul județului Dumurța? Cu tot respectul, nu mi se pare a fi un exod. Nu mi se pare a fi un exod. Sunt câteva nume din vechiul Partidul Național Liberal și din actualul un singur nume, mă refer la domnul Paraschiv, însă chiar un exod, totuși e cam exagerat să folosim termenul ăsta. Păi nu, dar am fost consilier județean, Nicolae da, Iancu. Da, am văzut numele, am văzut numele, dar... Fostul primar, Teodor Brâncă. Domnul Iancu nu mai era membru în Partidul Național Liberal la momentul respectiv. Își dăduse demisia, chiar dumneavoastră ați relatat atât întrezi. Da, pe asta am spus și eu. Ori din vechiul Partid Național, ori din actualul. Și din actualul a fost, da, de fapt aveți dreptate. Și domnul Iancu și domnul Paraschiv. Doi. Așa este. Doi foști membri. Domnul Bătăi nu cred că a semnat adeziune la noul Partid Național Liberal. Aceasta era condiția pentru a deveni membru în noul Partid Național Liberal. Nu era suficient să fi fost membru în vechiul PNL sau vechiul PDL, ci să semnezi o nouă adeziune. Eu nu spun că e plăcut sau că e foarte bine, dar se întâmplă destul de des. Se întâmplă. Și atunci când se înființează un nou partid și când s-a înființat PMP-ul, s-a întâmplat genul acesta de migrări, da? Totuși exod nu e. Adică n-au plecat nume grele din conducerea organizației casului. Sunteți mulțumit de atentatea cu domnul Cioloș de până acum de Vizionița și De activitatea domnului Cioloș de ultimă perioadă, da. E unul, da. Adică, dacă guvernul, primele șase... A guvernului. A guvernului mi-e mai greu să mă exprim într-un singur cuvânt, pentru că fiecare minister în parte a suportat sau nu modificări în funcție de performanțele... Da, în funcție de performanțele miniștrilor. Dar referindu-mă strict la domnul Dacian Cioloș, domnul prim-ministru, da, mie chiar îmi place activitatea dumnealui, repet, de ultimă perioadă. Nu în primele șase luni în care... Spuneți-vă. Dar nu e direct responsabil faptul că menține funcție unii membri în cabinetului care m-a veritat? Responsabilitatea, în mod cert, aparține inclusiv dumnealui, ca prim-ministru. Sau în primul rând dumnealui, ca prim-ministru. Dar decizia eu nu o pot comenta. Decizia nu o pot comenta. Sunt, cred că mă înțelegeți când afirm că nici eu, nici dumneavoastră nu putem ști toate motivele pentru care un ministru este menținut sau destituit din funcție. Până la urmă, liderul Consiliului Județean cine este? Este domnul Popa. Liderul Consiliului Județean. Domnul Aurelian Popa. Dar l-o sunați, întrebați dacă trecut la PSD sau... Am vorbit, da, am vorbit. Nici vorbă de așa ceva. Deci nici vorbă de așa ceva. A fost o fotografie, n-a refuzat. Chiar mi-a spus... Sigur, de asta mă întreb. Am discutat cu dumneavoastră, da. Am discutat, dar în altă modalitate, nu telefonic. Da. Delegația asta s-a votat în Consiliul de Țean. Ce s-a întâmplat? Care a fost? N-aș putea să răspund. Mobilul vizite, care a fost? Deci, cel mai bine, cred că ar fi să-l întrebați direct pe domnul Popa, ca să vă dea toate detaliile. A fost o delegație, repet, formată din... O delegație separată, din moment ce au zburat cu alt avion. Au fost cazați la alt hotel. Păi, stai, discriminare din partea cui? Din relatările dumnealui, primarii erau la plimbare și chiar în zona hotelului în care locuia dumnealui. Și l-au invitat să facă bun. Culmea este ce am sesizat eu, cei doi consilieri județeni
corectați-mă dacă greșesc, nu apar în acea poză ceilalți doi consilieri județeni, așa este? Au fost mai inspirați. Așa? Și domnul Popa n-a vrut să-i refuze și a făcut o fotografie, da? Ceilalți doi consilieri județeni, cine sunt? Imediat vă spun. Este o doamnă, îmi cer scuze, nu am la mine, mi-a răspuns domnul Popa, mi-a dat pe Facebook numele dumneavoastră. Vi-l comunic dacă aveți un pic de răbdare. Mai discutăm un pic când deschid datele mobile, că eu nu le țin deschis. Mai discutăm și vă spun exact numele. Îl dau, că chiar am întrebat. Este o doamnă și un domn. Dar voi vi-l comunic, aveți răbdare câteva minute. Nu de la PNL. De la PNL doar domnul Popa a fost, atât. Trei consilieri județeni, am zis. Trei consilieri din care doar domnul Popa. Și au fost, deci chiar i-am cerut detalii și mi-a zis, noi am zburat cu Blue Air, dumnealor au zburat cu Tarom. Noi am fost cazați la un hotel, dumnealor la alt hotel. Deci nu se poate spune că e aceeași delegație. Dar credeți că Adrian Suzeanu l-a convins la Bruxelles pe domnul lider al consilierilor PNL? Nu. Nu. Stați un pic, n-ar să vină la ședințele Consiliului Județean și să voteze. Asta ce părăveți? Cred că e același răspuns. Nu știu dacă da. Păi nu sau nu știți? Va veni în funcție de decizia tuturor consilierilor județeni. Sau nu. Deci vor decide de fiecare dată în funcție de ordinea de zi și de atitudinea pe care o adoptă PNL Dâmbovița în raport cu această ordine de zi. Nu, dar n-ați zis o întrebare. Credeți că l-a convins la Bruxelles pe domnul Aurelian Popa să vină la ședințele Consiliului Județean? Și am răspuns. Nu așa oricum, ci doar dacă vor aprecia se impune. Adică nu vine domnul Popa doar la rugămintea domnului Țuțe. Poate l-a convins de necesitatea. Nu e nevoie. Nu e nevoie să-l convingă. Domnul Popa e conștient de necesitatea proiectelor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să aibă o atitudine de yes-man la fiecare ședință de Consiliu Județean. Nici domnul Popa și nici ceilalți consilieri județeni. Dar noastră, ce principiu? Consilierii, fie că sunt locali sau județeni, nu ar trebui să vină la ședințe și să voteze, să iau cuvântul și să-și spună punctul de vedere? Ba da! Puteze, ba da! Ar fi de preferat, da, sunt de acord, să vină și să-și expună punctul de vedere, dar nu resping nici această atitudine de a nu se prezenta uneori atunci când vor să sublineze că protestul dumnealor este mai energic. Nu resping din start această atitudine. Dar da, ar fi de preferat să își spună punctul de vedere. Măcar pentru a ajunge la urechile cetățeanilor. Și protestul ăsta energic de a nu se prezenta. Da, uneori este nevoie și de asemenea formă de protest. Care ar fi rațiunea? Pe ce motiv? Ce... Când există un punct de vedere divergent în raport, sau foarte ferm în raport cu poziția adoptată de... Și dacă... Haideți să discutăm un pic pe tema asta. În momentul în care, sau după ce au plecat prima oară consilierii PNL din ședință, dacă ați remarcat la următoarea ședință extraordinară, câteva din punctele reclamate de către consilierii locali PNL, nu au mai apărut pe ordinea de zi. Sunteți de acord? Și mă refer, să nu greșesc, cele referitoare la numirea directorilor, da? A dispărut de pe ordinea inițială de zi și încă una. Nu mi-am amintesc la care la local sau la local? Local, local. Deci a avut efect, da? Gestul dumnealor. La una din ședințele de consiliu local, unul dintre consilieri, fost viceprimar, spunea că sediu bibliotecii pentru copii riscă să se prăbușească la un cutremur peste 5 grade. Sediul acela a fost mutat de aici în momentul când a devenit sediu PNL. Acum că aveți în proprietate un sediu PNL, vă gândiți să eliberați acest sediu pentru a fi bibliotecă pentru copii? Acest sediu în care... Nu, păi nu avem un alt sediu de funcționare. PNL-ul nu mai are un sediu? Nu. Municipiu. Nu județul, nu PNL Dâmbovița. Are doar PNL Târgoviște. Deci nu e un pot de dizon. Nu. Pe care nu mă îngrijă de aceea. Dar ieșirea din apa a Consiliului Local Grești e corectă din punctul ăsta de vedere? Din acolo, vă dați seama, nu este decizia doar a
Partidului Național Liberal. Cunoașteți dumneavoastră votul exact de acolo, din Adiapă? Pentru că acolo mie mi s-a părut a fi o decizie aproape unanimă. Nu e adevărat. S-au opus consilierii PSD? PSD s-au opus, da. Și alte. Acum... Ce să zic, dacă aceasta a fost decizia dumneavoastră, mi s-ar părea impropriu să comentez eu ce pot comenta. Adică consilierii locali totuși au anumite independențe. Nu stau să întreb întotdeauna conducerea partidului ce face, să aștepte ordine, să zicem, de la partid. Așa au decis dumneavoastră, probabil că este... Nu m-aș putea pronunța, sincer vă spun. Dacă e mai bine sau mai rău. Cred că numai timpul va răspunde la această întrebare. Dar am înțeles că domnul președinte Preda, Cezar Preda, a dat dispoziție ca toți aleșii să ducă în teren să verifice la fața locului ce se dorește să se construiască acolo și ei să se ducă, nu să vină potențiali investitori în fața Consiliului Local. Nu aș putea să vă confirm. Serios. Păi nu, vă confirm că am vorbit cu președintele și așa ne dacă ați avut o discuție personală, nu e, dar... Nu știu. Deci nu s-a discutat așa ceva în ședința de, de CJX. Nu am pic să vă dau numele celor doi consilieri. Numai cei trei au venit cu gluieri? Sau da, da. Cei trei consilieri? Cei trei consilieri. Primarii... Trei consilieri județeni. Și primarii cu talon. Hotel separat, consilieri județeni, văd eu nu știu ce. Nu cred că a fost o singură delegație. Asta sunt informațiile pe care le-a dat domnul Boc. Și întâmplător s-au întâlnit toți acolo, nu? Primarii și... Da, erau pe treptele. Stai, imediat, vă dau și mai multe detalii. Imediat. Mioara Costache și Mihai Strat. Mioara Costache? Da, și Mihai Strat. Cum așteptați să se desfășoare această campanie electorală pentru alegerile parlamentare în Bucovina? Eu mă aștept să fie o campanie decentă, dar... Nu exclud. Și accente ceva mai apăsate, așa. Eu sper să fie o campanie decentă, dar ținând cont de antecedentele și ale reprezentanților PSD și faptul că Partidul Național Liberal nu va rămâne fără ripostă la orice eventual atac, da, nu e exclus să se... Nu e exclus să se... să fie ceva mai animată campanie, să zicem. Așteptați și la atacul la persoană? Nu. Eu personal nu. Eu sper să fie o campanie decentă. Asta îmi doresc. Ceea ce nu exclude divergențele de opinii, ar fi bine dacă această campanie s-ar axa mai mult pe programe, idei, decât pe atacuri la persoană și, eu știu, polemică sterilă. La municipiu aveți altă totă vorbă, nu? La municipiu, da. Domnul Adrian Ghinescu. Da. Da, așa este. Locul lui Ciprian Pisăcheanu la Consiliul Local, cine e? În locul lui, adică cum? Ierghiescu, ceva de genul. Ierghiescu, ceva de genul. Cum cheamă? În locul lui Ciprian Pisăcaru Muntă, în funcția de... Nu, consiliu.